înfrângere pentru echipa de fotbal feminin Viitorul Reghin în partida ce a avut loc duminică 25 mai pe teren propriu în compania celor de la Heniu Prundu Bârgăului. Victoria oaspeților a fost una la limită cu scorul de 1-0. După această partidă, reghinencele au coborât pe poziția a treia în clasament cu 6 puncte. Pentru următoarea etapă, fetele de la Viitorul se vor deplasa la Fălticeni, unde vor întâlni echipa Armonia Dolhești. Partida este programată pentru 1 iunie de la ora 11. Fetele de la FCM Viitorul Reghin au pierdut în fața echipei Heniu Prundul Bârgăului cu scorul de 0-1. Partida a avut loc duminică 25 mai și a contat pentru etapa a patra a play-off-ului Ligii 1. Rezultatul poziționează echipa condusă de Vasile Costan și Dorel Pascu pe locul al treilea în clasament. La finalul jocului, Dorel Pascu a declarat că echipa s-a întâmpinat probleme din partea arbitrajului. Am jucat destul de bine prima repriză. Am avut gol valabil, acela n-a fost offside, ne fură pe fața arbitrii, nu știu ce se întâmplă aici. 11 metri clar, neacordat în prima repriză, apoi a doua repriză am jucat puțin mai slăbuț, au trecut peste noi, ne-au dominat. A fost un meci extrem de greu, o căldură insuportabilă, fete de la echipa adversă cu mai multă experiență, asta este, am pierdut, am luat un gol. Părerea mea din offside, am văzut din spate. Asta este, merge mai departe. Am avut șanse, nu am reușit. Încă nu poți să intri la ei. Sperăm să fie mai bine pe viitor. Antrenorul echipei adverse a declarat că a întâlnit o echipă bună și este mulțumit de rezultatul obținut de elevele sale. Un meci foarte important între locul 1 și locul 2. Pentru noi era destul un rezultat de egalitate, dar am zis că venim să jucăm ca să facem un meci bun. Astăzi a fost un meci foarte greu. Eu țin să felicit pe domnii de la Reghin pentru echipa bună care și-au făcut-o. Pentru următoarea etapă, fetele de la Viitorul se vor deplasa la Fălticeni, unde vor întâlni echipa Armonia Dolhești. Partida este programată pentru 1 iunie de la ora 11.